tu? Ce trebuie? Te duc și pe tine la făscut minte naș. Ai răbdare, că trebuie să mulg. Și voi? Vrem la grăuțe, vrem! Când ne lași? Nu, ne lași? Hai, dați-o dată! Pentru curățarea pulpei la capre, eu folosesc doar apă curată, pentru că cu orice alt fel de soluție sau de lichidie sau săpun, cum folosesc unii, pulpa caprei se irită și apar complicații. Deci capre la prima cătare și sunt un pic mai... încă se obișnuiesc cu mulsul, dar dacă le mulgem deja de vreo 3 luni. Mi-am propus să vorbim astăzi despre rentabilitatea caprelor. Pentru că... cred că după 6 ani de creștere a caprelor pot să-mi dau cu părerea despre cât de rentabilă este această grupă de animale și anume caprele de lapte. Pentru că... de asta le creștem, nu? De-aia crește omul, țăranul, cine o fi, crește niște capre ca să obține ceva de la ele. Și... până la finalul acestui video să vă dăm toate argumentele care să vă convingă și să vedeți în ce măsură vă vor convinge argumentele mele că caprele sunt un animal atractiv din punct de vedere al investiției și a productivității. Însă trebuie să respectați și să urmăriți să căutați niște parametri pentru că nu toate caprele sunt rentabile. De aia foarte multă lume se lasă de creșterea caprelor. Așa că vă invit să fiți alături de mine acest video până la final, să vedeți despre ce e vorba, ce capre avem noi, cum le îngrijim și nu este un video în care facem proba laptelui, ci mai degrabă vă explicăm cât de convinși suntem noi de faptul că animalele astea sunt rentabile. Vă ziceam că animalele noastre, 5, care sunt aici la mulți acum, sunt la prima fătare, însă contează foarte mult când au fost date la mont acele capre. De-a lungul timpului am avut șansa să vorbesc cu foarte mulți oameni, chiar și doctori veterinari, care au fost deschiși să-mi ofere sfaturi în ce privește creșterea caprelor. E foarte important să nu dai animalul la montă în primul an. Sunt crescători care asta fac. Sigur că atunci când ai un efectiv mai mare de animale și ai nevoie să rentabilizezi și să ajungi la profit cât de repede, sau dacă investești foarte mult în granule și în hrană foarte scumpă, animalele alea cresc mult mai bine, se dezvoltă mai bine și poți să le dai la montă chiar și în primul an. Dar ideal este ca animalul să fie dat la montă cam la un an jumate. Deci dacă capra asta a fost fătată în primăvara lui 2022, am dat-o la montă în toamna lui 2023 și acum în primăvara lui 2024 a fătat pentru prima dată. Foarte important de asemenea este ca ietuțele să sugă cât de mult lapte de la mama lor. Sigur că până am ajuns noi să avem câteva capre, am încercat mai multe variante. Principala modalitate prin care oamenii caută să obțină un profit mai bun de la capre este să le hrănească cu lapte praf. Însă și laptele praf trebuie să fie de o calitate bună, cel puțin bună, dacă nu foarte bună, și atunci ai un cost ridicat cu achiziția laptelui praf, care anul ăsta e foarte scump și noi am socotit în 2024 că nu mai cumpărăm lapte praf și lăsăm ieduțele să sugă. Așadar, foarte important ca ieduțele să sugă de la mama lor cât de mult timp se poate. Ideal până pe la 3-4 luni. Deși acest aspect ridică alte probleme. Pentru că o ieduță care suge atât de lung, atât de mult, după spusele unora, nu va fi atât de obișnuită și atât de hămnisită, cum zic eu, pe a mânca din pășune și a mânca iarbă. Însă unele dintre ele sunt. Unele sunt mai hămnisite și mâncă și iarbă, suc și de la mama lor și se dezvoltă astfel extraordinar de bine. Deci după cum vedeți din discuția mea, rentabilitatea caprei pornește de la animal, de la felul cum a fost crescut, când a fost dată la muntă, și mai ales din genetica acelui animal, pentru că
Până am ajuns noi să avem câteva capre bune, foarte bune, de care suntem foarte mulțumiți, o dura foarte mult. Și am avut ocazia să și cumpărăm și să vedem ce înseamnă o capră pe care vânzătorul, ca să ți-o vândă, ți-o laudă și spune, vai, dar ce capră bună, și să vezi tu că îmi dă câte un litru, 2 litri la zi sau 2 litri la o mulsoare, până ajungi tu să vezi, ca și nou cumpărător, acel lapte cu adevărat îngăleat în bidon sau în sticlă, de multe ori vânzătorul te înșală. Și datorită acestui fenomen, că vânzătorii cam mint ca să se scape de animalele rele, că într-adevăr, eu dacă trebuie să vând o capră din astea 7, doar 7 am la vânt anul ăsta, dar dacă trebuie să vând una din cele 7, nu o să fie cea mai bună. Cea mai bună poate îmi dă 2 litri și ceva la o mulsoare anul ăsta în condițiile pe care noi le oferim. Și dacă nu cunoașteți condițiile noastre, vă invit să vă abonați la canalul nostru, pentru că vorbim des despre capre și în general despre viața noastră la țară ca orășeni mutați și pasionați de creșterea animalelor. Revenim! Am auzit de capre care produc 7, 8, 10, 12, 13 litri la o mulsoare. Nu le-am mulți eu, nu sunt convins că asta e un adevăr, însă, după pulpa animalului, chiar și în poză, cred că după 6 ani pot să-mi dau cu părerea dacă vânzătorul la cere și pretinde că acea capră produce 6 litri, eu cam am motive să mă îndoiesc de foarte multe ori. Da? Și revin. Contează foarte mult cât alimentez animalul ăla din buzunar. Pentru că e una animalele noastre care pasc pe pășunie toată ziua și le dăm porția de granule dimineața și seara atunci când le mulgem, și îi alta să-l îndopi de 3, 4, de 5, de 6 ori în microfermele intensive în care animalului se dă rația de cereale și animalul ăla are motive să producă mult, mult mai mult din cereale pe care omul le dă. Aditivate, suplimentate cu tot felul de nutrienți, de vitamine, de ce li se mai dă. Proteine foarte multă și atunci, da, poți să zici că sunt capre exploatate intensiv care nici nu trăiesc atât de mult, trebuie tratate mult mai des, au probleme, nu știu de care, dar din alimentația care li se dă intensiv pot să producă foarte, foarte mult lapte. Revenim la caprele noastre normale care pas pe pășune, dau un lapte de calitate și dau o cantitate satisfăcătoare spre foarte bună de lapte comparat cu nivelul de investiție pe care noi îl facem către ele zilnic. Dar nu, cu discuția despre capre. Și acum adresăm din nou întrebarea. Merită în 2024 să cumperi capre? Pentru că am văzut, n-am terminat-o de mult pe asta, am văzut în online de-a lungul timpului, pe grupurile de Facebook, că oamenii sunt unii sceptici, unii sunt extrem de entuziaști, dar în general și realitatea îi că atunci când crești capre, ai multă bătaie de cap. Și pentru bătaie de cap pe care o ai, indiferent de modul în care vrei să le crești, nu mai vorbim de investiția pe care trebuie să o faci pentru că aceste animale sunt din ce în ce mai scumpe, trebuie să-ți ofere cât de mult înapoi. Că nu-i suficient să-ți ofere o capră, eu am zis acum câțiva ani, o capră trebuie să ofere minim un litru la o mulsoare ca să poți să zici că e rentabilă sau cât de cât rentabilă. Deja se află în zona rentabilității dacă oferă un litru la o mulsoare. Pentru că o capră tu o îngrijești un an de zile, însă producția ei de vârf sau producția ei bună, satisfăcătoare, poate că ține 5-6 luni. Unii se laudă cu producții la capre de lapte de 8-9 luni, eu știu cât o fi fiecare cu animalul lui. Dar cred că rentabilitatea caprei se vede îngăleată și în buzunarul omului și în dorința lui de a continua. Pentru că indiferent ce zice unul și altul, că are capre foarte bune sau că sunt foarte harnice sau sunt foarte productive sau foarte guminți, dacă nu te ții de ele constant mulți ani la rând, înseamnă că nu-ți de tine sau nu ești mulțumit de producția pe care o fac. Nu vreau ca acest video să fie în toate direcțiile, așa că rămânem la ideea asta. Cât trebuie să coste o capră și cum găsești o capră bună? Pentru că, din ce vă ziceam mai devreme,
E greu să te încrezi în vânzător. Sigur că eu le recomand tuturor când cumpără o capră să facă probă la piele. Cei care urmăresc canalul nostru știu că acum ceva vreme, cred că anul trecut, am făcut un video în care disprețuiam oarecum sau vorbeam de rău caprele anglo-nubiene. Și dacă toate, dacă prețul tuturor caprelor în 2024 au crescut, pentru că și costul de întreținere și costul de aducere a lor la momentul de fătare și să ai niște lapte de la el, evident că e mult mai ridicat de la ele, anglo-nubienele au sărit calul. O sări calul de mult, pentru că am văzut pe cineva pe Facebook, nu contează numele, dar de curios, zicea omul că vinde, cred că câteva capre și niște ies, un țap, și l-am întrebat pe om, nu din răutate, nu din a face eu un punct de vedere, să mă lămuresc eu cam care-i costul cu caprele anglo-nubiene. Și omul a fost deschis, nu știu, poate nu mă, nu știu, da seama despre ce vorba, că eu, să vă spun sincer, nu mai caut să cumpăr, dar eram curios cât costă. Și pe două capre, un țap și niște iezi, omul cerea spre 5.000 de euro. Bun. Nu o să rămân mult la subiectul anglo-nubiene, dar hai să lămurim treaba asta. Dai 5.000 de euro într-o capră ca să ce? Ca să vinzi iezi mai departe? Ok, e o strategie de afaceri la care și noi am încercat să aderăm. Însă nu a funcționat. Din punctul meu de vedere, punctul forte al caprei este laptele. Pentru că laptele de capră e foarte apreciat și toată lumea îl cunoaște, toată lumea îl apreciază. Și cred că ăla, pentru că o capră productivă dă lapte în fiecare zi, de acolo îți vine rentabilitatea. Nu din a vinde iezi o dată pe an, pentru că e dificil și să vinzi iezi cu o valoare mare, pentru că la români până vinzi tu un ied mic, foarte scump. Sigur că sunt oameni cu bani care vor să facă investiții și vor să facă planuri de afaceri și să se extindă. Și să... Eu nu vreau să denigrez crescătorii de anglo-nubiene, nu asta e problema. Însă costul de producție, până ajungi tu să ai lapte de la o capră de aia sau să ai iezi, durează, costă și e o rută foarte complicată. Și 5.000 de euro, aproximativ 5.000 de euro pe un țap, două capre și niște iezi, mi s-a părut extraordinar de mult. S-ar putea să ziceți că eu sunt sărac sau calic. Și așa sunt, că uitați-vă la hainele mele, dar noi am început cu câteva căpruțe, vreo două, trei. Una. Cu o capră am început și ne-a murit mama sa, două capre. Noi am început cu o capră și o eduță și la prima fătare ne-a murit capra. A rămas cu eduța, din ea ne-a fătat de-a lungul a 5-6 ani de când creștem capre. Și uite că ne-am întins la câteva capre frumoase. Și bune și productive. Și am mai cumpărat una, două de-a lungul anilor, din care am mai făcut și am mai ținut ieduțele. Dar, cu cât crește costul de înființare a unei exploatații de capre, cu atâta se prelungește perioada de amortizare a investiției. Și ideal ar fi o capră să fie, chiar dacă ea costă în momentul de față 3, 4, 500 de euro, după părerea mea, o capră sănătoasă și tânără, care produce între 2 litri jumate și 3 litri la zi, ar trebui să coste pe la 400 de euro. Nu trebuie să fie rasă și cu pedigree, pentru că alții vând foarte scump cu documente, sigur. Acolo se justifică unde e nevoie de, eu știu, faci pe fonduri europene sau faci ce faci. Însă, din punct de vedere al investiției, eu consider că acolo, la 3-400 de euro, capră care produce bine lapte tânără, de la ea te poți înmulți să ai țăței eduțe și să faci treabă bună. Îmi scrie altcineva pe Facebook că, de doamna asta mai pomeni din alt video, că a cumpărat o capră scump, dar pe când au dus-o și-o băgat-o între caprele ei, au observat că acea capră se sugea și pe ea de lapte și pe caprele ei le sugea și le bătea și ce le mai făcea. Deci caprele sunt animale dificile de crescut. Merită să ții capre în 2024? Eu zic că da. Pentru că noi avem doar 7 capre la mulți, cum vă ziceam, însă avem cereri la produse, avem un preț bun, zic eu, unii ar spune chiar foarte ridicat.
prețuri pe care noi le-am menționat pe acest canal pentru cine ne cunosc. Dar produsele și laptele nostru trece. Soția mea e foarte pricepută și face vreo 10 tipuri de produse din laptele de capră. Și având o diversitate mai mare la produse, unora nu le place cașcavalul, poate le place cașul sau nu le place telemeaua, le place iaurtul, nu le place iaurtul, le place brânzica de uns pe pâine și așa mai. Cu cât ai mai multe produse, cu atât ai o plajă mai mare de clienți pe care poți să-i atingi, să-i servești. Nu ne-au luat cel puțin vouă 3 ani, cel puțin 3 ani în care am căutat clienți, constant ne-am promovat, constant am explicat și am arătat produsele pe care le avem și trebuie să livrezi calitate, pentru că omului dacă nu îi dai calitate odată, a doua oară nu-ți mai cumpără. Dar creșterea caprelor e o activitate de nișă care se rentează, după părerea noastră. Chiar și cu 7 capre, noi suntem mulțumiți. Acum, spuneți-ne voi în comentarii ce părere aveți. Merită să crești capre? Merită să cumperi capre la prețul pe care eu l-am menționat? Voi cum faceți? Cum vă descurcați? Pentru că noi constatăm că e din ce în ce mai dificil să faci orice în România. Voi cum vedeți creșterea caprilor? Din ce credeți că e mai rentabil să produci un venit? Din iez sau din lapte și produse? Știți părerea noastră, știți cum ne simțim noi despre capre și cred că capra e un animal atât de mic și atât de confortabil, să zic așa, că avem și o bivoliță și una să trebuiască să scoți bivolița de lanț la păscut în fiecare zi și să o aduci înapoi și dacă plouă să o ții în adăpost ca să nu ploaie și așa mai departe. Și alta să avem niște capre într-un țarc împrejmuit electric în care ele merg, pasc și dacă plouă fuga s-a ascuns în adăpost. E mult mai simplu, venim la ele dimineața și seara, sigur că suntem toată ziua pe aici, avem de cosit, avem de umblat, avem de le monitorizăm constant. Dar e foarte, foarte ușor de crescut în contextul ăsta, în organizarea pe care noi avem. Acum, sigur că dacă iei în calcul că ți iei o căpruță și vrei să ții ieduța de la ea, cum ziceam mai devreme, să ții ieduța pe ea vreo 3-4 luni, deja ce rentabilitate mai are capra aia, cât lapte mai mulgi de la ea, că nu prea mulgi nimic, când poate mulgi în primele 2-3 săptămâni și restul după 4 luni. Dar, așa îți faci un efectiv de capre bune. Poți să ajungi să câștigi un ban frumos din capre, făcând cum am făcut eu. Am început cu o capră două, după care am mai luat o căpruță și am tot ținut ieduțe și le-am tot ameliorat și le-am tot îmbunătățit și am luat cap de calitate și așa mai departe. Însă ăsta e un drum mai anevoios, care la noi a funcționat. Pentru că nu trebuie să scoatem o sumă mare de bani din buzunar odată și am mai vândut câte o capră adultă, care sigur că era garantată cu producția de lapte și cu calitate și cu școala făcută și cu tot ce trebuie. Și în felul ăsta reușim să obținem un venit, un profit, putem zice, peste cheltuielile pe care le avem cu creșterea efectivului nostru de capre. După cât timp crezi că un începător poate să facă bani din capre? Cred că depinde foarte, foarte mult de persoană și de cât e omul de dezghețat la limbă să se descurce în viață. Pentru că dacă nu te descurci cu animale simple, să le mulgi, să le dai de mâncare, să le mulgi și să-ți valorifici produsul tău, nu știu cu ce te mai descurci. Însă, într-adevăr, unii se descurcă și alții nu se descurcă deloc, nici măcar cu capre. Pentru că, degeaba spun eu că aceste animale sunt ușor de întreținut, pentru că ele trebuie de parazitate, trebuie îngrijite, trebuie tăiate unghiile, trebuie hrănite corespunzător, trebuie să te asiguri că nu se intoxică, nu se pierd, nu se curentează, nu se spânzură, nu se... multe, multe, multe lucruri. Și după toate astea, pe când ajunge laptele în găleată, trebuie să știi să vinzi și acel lapte. Dacă nu ai unde să vinzi laptele și nu știi să explici măcar proprietățile acelui lapte,
E greu să găsești clienții. E o stare binecuvântată să am o soție bună, cum vă ziceam, care face foarte multe produse și având diversitate, din nou, ai o mai mare șansă să vinzi, să valorifici produsele de la capră. Și asta contează din nou foarte mult. Poți să ai 100.000 de produse dacă nu le știi prezenta și nu le știi oferi clienților în contextul care omului să-i pice bine. Am mai vorbit despre asta. Trebuie să fie laptele foarte curat, trebuie să fie produsele foarte calitative, în ambalaje foarte bune, că omul de la oraș, pe el nu interesează neapărat că ce culoare au caprele tale. Pe el interesează ce gust are brânza. Ce culoare are brânza. Da? Și atunci, noi, prin ceea ce facem pe YouTube și prin proiectul Roșan la Țară, încercăm să încurajăm oamenii, măi, oameni buni. Făcând calitate și făcând cea mai bună calitate, o să aveți clienți. Dacă vreți și puteți să ne copiați pe noi în vreun fel, pe de altă parte, cum ziceam, acum un an sau doi am făcut un video în care ziceam, uite cât ar trebui să coste, nu numai cât ar trebui să coste, cum zic alții, laptele de capră. I-am auzit pe unii care ziceau, păi laptele de capră ar trebui să coste atâta, dar nu poți să ceri atâta, că nu-ți oferă nimeni. Uite, dragilor, că noi cerem atâta și ni se dă atâta. Sigur că dacă am avea 100 de capre, n-am putea cere prețul X atât de ridicat, pentru că trebuie să desfaci, să ai desfacere la toată producția pe care ai. Dar noi avem un număr mic și ușor de întreținut de capre, și ne cerem prețul pe care îl considerăm noi a fi prețul real. Sunt oameni care, știind care e prețul real pe munca lor, totuși, ca țăranul de demult, nu poți să ceri atâta, că nu... Că oamenii n-au bani. Că oamenii n-au bani. Dragilor, nici eu n-am bani. Că de-aia îngrijesc de capre și de-aia mă sălesc și umblu după ele, că n-am bani. Și de-aia încerc să vând un produs, pentru că nu am bani. Că dacă aș avea bani, să vă spun drept, aș ține o capră două pentru mine așa de satisfacție, de plăcere să avem noi produse de care știu că face nevasta mea în casă și n-aș ține pentru altele. Pentru alții n-aș mai ține animale. Că m-am băgat pe ăsta, repet ce ai zis. Eu vreau să simt mirosul ăla care mi-e atâta de drag. Deci eu aș ține o diboliță cum țin de pasiune, că dibolul nu e un animal foarte rentabil. Aș ține o diboliță că îmi place să văd dibolul, am crescut cu diboli. Și ați sân eu căpruță de ouă și ați sân eu 4-5 găini, dacă nici alea, că la noi umblă vulpile pe ages. Și dacă aș avea bani, aș cumpăra tăche. Mi-aș căuta un furnizor, cum suntem noi, da? Să mă asigur că produsele sunt de calitate, să-mi placă gustul, că eu ador ceea ce face soția mea din produsele din lapte de capră. Și eu n-aș mai umbla după animale. Credeți că de-aia umblu după animale ca să ce? Dar îmi trebuie bani și dacă îmi trebuie bani și vreau să scot un ban din animalele astea, trebuie să mă îngrijesc cum trebuie de ele, trebuie să facem produse de calitate din ele și trebuie să ne cerem prețul. Da? E o întreagă filozofie aici și o întreagă complicație, dar în principiu cine se descurcă în viață, se descurcă cu orice. Ar putea să sune stupid. Dar dacă ar fi să creștem elefanți și să mulgem elefanți și să vindem lapte de elefant, probabil același lucru am face. Dar e cel mai simplu pentru noi, aceste capre sunt foarte ușor de crescut. Dacă sunteți oameni vrednici, dacă vă interesează maximul de calitate pe care îl puteți oferi și animalelor și clienților, vă încurajez să nu începeți cu 50 de capre odată, că uite ce se întâmplă cu crescători care n-au experiență, fac tratamente de deparazitare la animale și le mor câte 10, 20, 50, 100 de animale odată. Chiar recent a fost cineva la noi și din altă perspectivă ne spunea că la cineva i-a omorât 50 de miei în staul. El avea multe oi, dar să-ți moră 50 de capete de animale odată pentru că ți-au venit lupii între ele, e grav, e trist, e foarte descurajator. Și atunci, ca și începător, dacă vreți să creșteți capre, noi vă încurajăm, eu personal, după 6 ani de creștere a caprelor, vă încurajez să o faceți. Dar începeți. Dar începeți la o scară mică, obișnuiți-vă cu câteva animale, poate că vă ia doar 3 luni, 6 luni, un an. După aia luați-vă mai multe, luați-vă încă 10-20.
Dar nu luați 20 odată ca să vă luați de cap și să fugă tăte în tăte direcțiile și mai ales nu luați 20 de capre din 5 locuri. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le pricepi despre creșterea caprelor până să ajungi în situația noastră și să zici da, merită și ușor să crești capre. Nu e ușor, dar dacă sunteți oameni vrednici, sunt sigur că veți reuși. Nu cred că putem acoperi în acest video tot ce se poate spune despre creșterea caprelor, așa că vă încurajez să intrați pe canalul Orășan la Țară, să vă uitați în playlist-uri, pentru că avem categoria de creșterea caprelor și acolo puteți vedea foarte multe videoclipuri în care vorbim expre și strict despre capre. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că acest video v-a fost de folos și aștept cu interes reacțiile voastre în comentarii. Dacă vreți să ne ajutați cu algoritmul YouTube, dați-ne un like la acest video, eventual o distribuire și noi vom citi și vom răspunde comentariile voastre. Vă mulțumim, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Auzi, dar mie mi se pare că un pic te-ai contrazis așa în mai multe subiecte astăzi. Despre? Unul ai zis că... Mai înainte ai zis că e foarte simplu să crești capre, apoi câteva secunde mai târziu ai zis că e foarte greu să crești capre, apoi ai zis că... Da, bun, hai să le luăm pe rând. E foarte greu să crești capre dacă nu știi nimic despre capre. Dar e foarte simplu după o vreme când ți-ai așezat exploatația, să zicem așa, când... Animalele noastre sunt obișnuite cu gard electric, le mutăm dintr-un padoc, dintr-un țarc electric în altul și avem pășunatul lor peste vară acoperit lângă casă, e ușor. Însă tu dacă trimiți caprele la stână, ciobanul de foarte multe ori va spune să-ți iei capra și să nu ți-o mai văd că eu umblu după 500 de oi și umblu după două capre ale tale și mi le fugărește oile pe toate dealurile. Înțelegi? Capra, dacă vrei să o ții, trebuie să grijești de ea. Văd în comentarii și pe Facebook mulți care zic, caut om la capre. Caută! Dacă poți să-ți îngrijești tu animalul, vei avea performanță de la el și vei avea o producție foarte bună. Dacă le lași pe mâna altuia, chiar și angajat, rezultatele vor fi mult mai slabe. Altceva. Altă contradicție. Așa. Deci, să se înțeleagă încă o dată. E foarte greu dacă nu știi și foarte ușor dacă ți-ai așezat rutina și ele știu, sunt obișnuite, au unde paște, nu trebuie să umbli după ele. Însă dacă nu știi, ele ți-ar păstă gard, dacă nu ai garduri corespunzătoare să duc la vecinul și papă tătă livada, le papă via, le mănâncă via și tu ai probleme și cheltuieli cu vecinul și te dai caprele la abator sau dai să te scapi de ele. Da? Deci poate fi foarte ușor în contextul potrivit și e foarte, foarte greu dacă nu ești bine organizat. La scurt timp după ce ne-am luat capre, ne-am dat seama că trebuie să cumpărăm și un porc. Pentru că zerul ce rămâne de la produsele noastre trebuie să fie consumat într-un fel. Trebuie să-l valorificăm. Și cu cât avem echilibrul ăsta și aspectele mai bine acoperite, cu atâta rentabilitatea caprelor crește. Pentru că de la capre creștem frumos și un porc. Da? Un porc, doi, câți creștem, câte capre avem? E foarte bine. Că ai brânză, ai lapte, ai zăr, ai carne când mai tai câte un ied, ai păr dacă vrei să-ți faci, eu știu ce, nu am încercat să valorificăm încă părul de la capre, dar animalele trebuie să producă valoare pentru că de-aia ne consumăm timpul cu ele. Și purcelul ăsta, ia ce bine soarbe zărul. Și s-a logătat. Să usucă. Covata asta în primele 3 minute după ce am pus o top tip.